cel care este ales președintele Partidului Național Liberal, acela trebuie să fie premierul Partidului Național Liberal. Așa este în democrație. Dobândirea poziției de premier de către domnul Câțu s-a făcut cu susținerea Partidului Național Liberal, cu susținerea mea ca președinte al Partidului Național Liberal. Și asta nu reprezintă neapărat un atu convingător pentru a determina alegerea în funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Cel pe care îl vor alege cei 5.000 de delegați ai Partidului la Congres ca președinte al Partidului Național Liberal, într-adevăr, trebuie să fie și premierul României.